Salutare, prieteni, și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Așa cum am promis săptămâna trecută, astăzi ne întâlnim din nou în cadrul unui video foarte informațional dedicat tuturor oamenilor care creează conținut vizual. Astăzi vom discuta despre mood boards și anume, ce înseamnă ele, de ce noi, ca creatori vizuali, trebuie neapărat să le folosim, care este influența mood board-ului asupra întregului proiect care trebuie să-l creăm pentru clientul nostru, care sunt instrumentele ce ne ajută să creăm mood board-ul propriu-zis și, în sfârșit, într-un final, veți vedea pas cu pas cum eu creez mood board-urile necesare pentru fiecare proiect al meu și veți avea în linkul din descriere un workbook dedicat special pentru voi care vă va ajuta să vă construiți propriul vostru mood board folosind instrumentele de care mă folosesc și eu. Da, de această dată prezența mea fizică în acest video va fi una redusă. Voi fi prezentă acolo într-un colț micuț de ecran, dar eu sunt sigură că pe voi asta nu vă va deranja. Scopul nostru primordial în cadrul acestui video este să creăm un mood board pas cu pas, să învățăm să ne folosim corect de el și, într-un final, să înțelegem care este scopul lui și de ce este atât de important ca noi, ca creatori vizuali, să îl includem ca o etapă obligatorie în procesul nostru de lucru. Haideți să trecem la treabă! Vă salut și din locul unde de obicei eu creez magia, anume din fața calculatorului. Noi astăzi o să creăm pas cu pas un mood board și tot aici vă voi explica ce înseamnă de fapt unul, de ce acest instrument este atât de important în viața noastră și în procesul nostru de creație ca fotografi și care sunt pașii importanți pe care trebuie să-i respectăm ca să creăm într-un final un mood board reușit. Haideți să începem! Prima întrebare, ce este de fapt un mood board? Un mood board, dacă este să traducem sensul cuvintelor ce stau la baza acestui cuvânt, este că mood, un cuvânt ce din engleză înseamnă stare, și board, un cuvânt care semnifică panou, adică un panou de stare. Dacă este să ne gândim foarte bine la sensul acestor două cuvinte, un mood board este de fapt un panou prin intermediul căruia noi transmitem o anumită stare. Ce înseamnă un mood board atunci când vorbim despre fotografie? Pentru că acest instrument se folosește pe larg și la designeri grafici și la designeri de interior, dar anume în fotografie. De ce trebuie să-l folosim? Răspunsul este foarte simplu. Noi cu toții știm că o fotografie are un anumit concept la baza sa. Tocmai de aceasta trebuie să ținem cont de elementele care ne ajută să creăm acest concept. Și iată, ca să avem controlul asupra acestor elemente, este foarte bine ca să ne planificăm din timp și ca să și testăm din timp toate elementele ce stau la baza fotografiei sau a proiectului nostru foto și să vedem cum ele se combină între ele, dacă reușesc să transmită starea, dispoziția, mesajul pe care noi ni-l dorim să-l transmitem spectatorului. Elementele de bază în fotografie de care trebuie neapărat să ținem cont atunci când vine vorba de crearea mood board-ului sunt lumina. De ce lumina? Pentru că noi cu toții știm că o lumină soft, moale, redă o dispoziție ușoară, o stare de suflet bună, calmă, pozitivă. Pe de o altă parte, avem lumina, de exemplu, contrajur sau lumina direcțională, ce vine din două direcții diferite către subiectul fotografiei noastre. Iată, aceste tipuri de lumină aduc o notă de dramatism în fotografie. Deseori trezesc această antiteză dintre lumină și întuneric, negativ și pozitiv, culoare și umbră, etc. În momentul când începem să ne gândim la despre ce o să fie sesiunea noastră foto, care este conceptul, care este stilul ce dorim să-l adoptăm în fotografia sau proiectul nostru foto, tot timpul ne gândim la lumină. Lumina este elementul de bază, din punctul meu de vedere, într-o fotografie. După care, al doilea detaliu ar fi schema de culori. Și aici ne gândim foarte bine la subiectul nostru, îl analizăm cam ce culori s-ar potrivi
pentru ca compoziția noastră să fie una armonioasă și mesajul transmis să fie exact acela pe care ne-l dorim. Dacă vorbim despre fotografie de portret, adică subiectul nostru sunt oamenii, emoțiile, atunci ne gândim foarte bine la mediul în care va avea loc fotografia, la hainele pe care oamenii le vor purta, la accesoriile ce vor fi în jurul acestor oameni și care cumva vor contribui la paleta noastră de culori, servind ca o completare sau un accent, de ce nu? Iar când vine vorba de obiecte, neapărat ne gândim la eticheta obiectului nostru, la obiectul propriu-zis, din ce culoare are, din ce gamă de culori face parte, reci, calde, ce tonalități vom folosi. Mai pe scurt, dacă este să facem așa o totalizare, sunt foarte multe detalii care trebuie să le luăm în considerație când vine vorba de paleta de culori. După care vine fundalul. Fundalul este acel care ne pune în valoare subiectul fotografiei noastre. El sau va contribui ca un mare plus în toată compoziția noastră și totul va arăta destul de armonios dacă alegem fundalul potrivit, sau ne va distruge fotografia și nu va colabora deloc cu noi. De aceea, fundalul de asemenea, luați-l în considerație atunci când faceți un mood board. Chiar vă îndemn să folosiți poate chiar și texturi. Dacă aveți în cap că fundalul ar fi perfect să fie bej, atunci căutați prin fotografii ce texturi au o nuanță de bej, maro, nud, rămâne la alegerea voastră. După fundal neapărat ne notăm și o listă de decorațiuni pe care le vom folosi. În engleză decorațiunile poartă denumirea de props-uri, adică ce accesorii vom adăuga în jurul subiectului nostru astfel încât să fim un pic mai concreți, să intrăm un pic mai adânc în conceptul și ideea fotografiei. De asemenea, tot decorațiunile pot fi ca o completare frumoasă a mesajului din fotografia noastră. Dacă este să concluzionăm cu alte cuvinte, anume aceste detalii care sunt niște elemente cheie în fotografia noastră, lumina, paleta de culori, fundalul, accesoriile, iată, aceste detalii ne ajută să creăm personalitatea atât a fotografiei noastre, cât și a noastră, semnătura noastră ca fotograf. Ar fi bine ca noi, bazându-ne pe mood board-ul nostru, să creăm așa o compoziție de reușită și să adunăm în jurul lui multe chestii care se combină unul cu altul, încât să ne ajute, anume aceste detalii să ne ajute să determinăm o stare, un sentiment care va fi transmis spectatorului, o emoție ce va fi plantată în sufletul spectatorului în momentul în care ne va primi fotografia. Pentru ca să creăm un mood board reușit care, într-adevăr, să ne ajute în realizarea sesiunii foto sau a proiectului foto pe care îl avem de realizat, trebuie să respectăm 3 pași foarte importanți. Primul pas este să analizăm subiectul nostru, pentru că anume subiectul este vedeta fotografiei noastre și de la el pornește tot, după care ne gândim foarte profund la mesajul pe care vrem să-l transmitem, la partea din care am dorit noi să arătăm subiectul fotografiei noastre, după care, în dependență de subiect și de mesaj, o să facem o listă cu cuvinte cheie. Aceste cuvinte cheie ne vor ajuta foarte mult să redăm cu exactitate cuvinte ce caracterizează mesajul sau subiectul nostru. După care ar fi frumos să facem o listă de cuvinte cheie. Aceste cuvinte trebuie să caracterizeze foarte concret mesajul și subiectul nostru. După care, în punctul 2, noi vom face o cercetare de conținut vizual ce s-ar potrivi foarte bine cu cuvintele noastre cheie. Pentru aceasta o să folosim platformele Pinterest sau Instagram. Eu personal le indic doar pe aceste două pentru că eu mă folosesc doar de ele. Dacă doriți mai multe platforme, mai multe idei, vă recomand să folosiți și stocurile, platformele unde puteți găsi fotografii create de diversi creatori la diferite teme.
noi folosim aceste platforme pentru a găsi inspirație, pentru a găsi idei de la care să ne inspirăm, idei foarte aproape de cele pe care le avem noi în capul nostru, vis-a-vis de fotografiile care trebuie să le facem. Punctul 3 se rezumă la alesul fotografiilor. Deci noi am găsit foarte multe fotografii după cuvintele noastre cheie și le alegem doar pe cele care ni se par cele mai potrivite și cele mai aproape de ideea noastră. După selectare, noi le vom uni frumos într-un panou. Dacă subiectul nostru sunt oamenii, eu vă recomand să folosiți un panou pe Pinterest, care să-l faceți secret și acolo să adunați cele mai reușite fotografii pe care le-ați găsit. Iar dacă subiectul vostru este un produs și vreți ca acest mood board să fie transmis mai departe clienților voștri într-un mod foarte simplu, totodată unul estetic, vă recomand să folosiți instrumentul Canva. Poate vă întrebați cum să folosesc acest instrument, cum să creez un mood board pas cu pas. Și iată aici, eu vin cu soluția, vă voi arăta acum în practică cum creăm un mood board. Alegem subiectul fotografiei noastre. Subiectul fotografiei mele va fi acest accesoriu pentru păr. Îl analizez foarte bine. Deci, este un accesoriu care, din punctul meu de vedere, arată foarte estetic, alcătuit din perle și metal auriu. Iată, pornind de la elementele din care este alcătuit acest obiect, eu voi porni și schema mea de culoare, pentru că aceasta este baza. Eu trebuie să caut o schemă de culoare care să-l pun în valoare, care să-l facă să arate stilat, scump, estetic, frumos. Senzația pe care vreau să o transmit spectatorului ar fi una de cozy, comoditate, pentru că totuși este un accesoriu care, dacă îl prindem părul, nu este comod, și stil. Stilul este la fel un detaliu pe care aș pune accentul în cazul acesta. Deci acesta este obiectul. Cuvintele cheie ar fi pearl, gold, aesthetic, cozy. Deci haideți să începem căutarea noastră prin pearl. Bine, pearl, haideți să începem cu pearl. Și iată, noi vedem că automat Pinterest-ul a generat foarte multe fotografii cu perle. Pentru mine nu este destul, cu toate că iată această fotografie îmi place. Eu voi selecta. Iată, aici am un board deja creat cu pearl, pentru că acest video nu am reușit să-l filmez în prima. Și îl salvez. Iată această fotografie, la fel îmi place foarte mult, este cozy, este o lumină plăcută, este o lumină care redă un apus de soare după senzațiile mele, se păstrează această tonalitate caldă, auriu, lumină galbenă, îmi place mult. Această fotografie, îmi place mult fundalul de aici și iată, pentru fundal eu neapărat o voi salva. Și sunt accesorii de păr, ceea ce bucură extrem de mult. Eu simt nevoia să mai adaug un cuvânt cheie. Nu mi se pare destul de concret. Deci este prea universal cuvântul cheie, pearl. Adică apar multe lucruri care poate nu prea se pupă cu ceea ce vreau să fac eu. Și iată, Pinterest ne oferă o listă de cuvinte cheie care de obicei sunt combinate în search-uri în momentul în care oamenii caută cuvântul pearl. Eu voi alege aesthetic pentru că vreau să fie un proiect estetic. Iată această fotografie, îmi place mult. Este destul de estetică, îmi place. Aici deja văd foarte multe fotografii care nu sunt neapărat produse pentru păr. Iată această fotografie, îmi place mult, paleta de culoare îmi place foarte mult, arată lux, arată confort, îmi place maxim, o salvez. Dacă este să ne mai uităm ce mai avem aici, aceasta îmi place mult, mă duce cu gândul la dimineață, când noi de obicei ne pregătim, de asemenea voi. Ne pregătim pentru ziua, alegem ce vom îmbrăca, ce vom purta și așa mai departe. Iată această fotografie, îmi place combinația.
dintre accesorii, fundal, fundalul este unul alb. Da, îmi place, place, place. Eu și iată aceasta o vom mai selecta. Da? Acum merg la panoul pe care l-am făcut și voi selecta câte 5 fotografii care îmi plac cel mai mult. În primul rând va veni această fotografie și din două puncte de vedere. Unul, că este despre accesoriile de păr cu perlă și doi, îmi place foarte mult combinația cu acest fundal. O salvez. Eu voi mai căuta un marble, fundalul de marble, marble texture, pentru că mi-a plăcut o fotografie, așa, păi, wow, deci, superb acesta ar fi, da? Dar eu nu am așa backdrop, nu am așa fundal, deci eu voi lege unul foarte aproape de-al meu, cam acesta. Vom crea un mood board prin intermediul instrumentului Canva. Canva este o platformă care ne oferă posibilitatea să creăm 10 de materiale promoționale fără nici o problemă și nu suntem nevoiți astfel să apelăm la un graphic designer. Iată, aceasta este platforma despre care vorbesc. Puteți să vă înregistrați, să vă folosiți de un cont fără plată. Acolo sunt anumite limitări în ceea ce privește fonturile sau, nu știu, culorile pe care le folosiți, dar nu este o problemă pentru noi aceasta, pentru că noi, prin intermediul Canva, doar dorim să facem un colaj, dacă este să vorbim așa, cu fotografii. De aceea, o să căutăm în design colaj foto. Ok, pornire. Eu am căutat așa, colaj. O să căutăm acum în Canva machete pentru colaje foto. Iată, colaj foto. Din aceste colaje, eu una voi selecta acesta și vă explic imediat de ce. După cum vedeți, în primul rând am posibilitatea să includ multe fotografii în mood board, ceea ce mă va ajuta să determin cât mai succint tema sesiunii mele foto. Și acest colaj are posibilitatea de a face o paletă de culori instantă, doar introducând fotografiile și vă arăt imediat cum. Deci, aici voi pune la încărcări, desktop, iată-le. Și încet, încet, una câte una, o vom plasa în cele ce urmează. Iată, aceasta ca paletă de culori. Accesând, iată, avem culorile fotografiilor și noi putem fiecare culoare selectată să o schimbăm. Eu voi alege de bază această fotografie pentru că îmi place maxim și voi alege de la o nuanță mai închisă spre deschis voi merge. Deci voi alege un maro închis, după care un pic mai deschis. După care un pic mai deschis, așa, aproape de alb. Iată, aceasta va fi paleta de culori al moodboard-ului meu. Și fundalul integral, eu la fel voi alege cel mai deschis. Vedeți, vedem totul.
Avem și mai deschis. Ceai perfect. Iată, cam așa arată un mood board. Arată în totalitate tot ceea ce mi-aș dori eu să realizez ca sesiune foto pentru acest accesoriu de păr. Și iată, vedeți, Canva vă oferă posibilitatea să o și descărcați în formatul de care aveți nevoie, un JPEG, de exemplu, dimensiunea e ok, calitatea 100%, descarcă. Acum se va descărca moodboard-ul și veți vedea cum el arată. Iată moodboard-ul nostru. Eu zic că arată perfect și se combină foarte bine cu obiectul nostru și, într-adevăr, este o paletă de culori caldă, cozy, care ne transmite un confort psihologic, ceea ce este, de fapt, și mesajul pe care îmi doresc eu să-l transmit spectatorului meu. Ne imaginăm că aceasta, de fapt, este o comandă și, într-adevăr, eu am un client care este proprietarul acestui obiect. Transmițându-i acest mood board clientului meu, el își va crea o idee foarte clară în cap ce fel de fotografii va obține într-un final de la mine. Ceea ce ne asigură nouă, ca fotografi, ca artiști, o relație frumoasă cu clienții noștri și totodată o siguranță că clientul, într-adevăr, când va recepționa fotografiile, va fi mulțumit și nu va spune că dar eu îmi imaginam că tu o să faci altceva, că de fapt trebuie să schimbăm. Nu, clientul vede foarte bine fundalul pe care o să-l folosești, accesoriile, paleta de culori și cu siguranță că pretențiile ori nu vor fi, ori dacă vor fi la adresa ta, vor fi foarte mici și așa. Eu sper că voi astăzi ați văzut cum se face un mood board, ați înțeles sensul existenței lui și de ce noi, ca fotografi, trebuie să-l folosim zilnic în procesul nostru de lucru. Acum vreau să vin cu o recomandare, una foarte importantă din punctul meu de vedere. Atunci când învățăm ceva nou, este foarte fain să-l punem în practică cât mai des. De aceea eu vă îndemn să faceți un mood board al vostru pentru un obiect care vă place mult din jurul vostru. Nu trebuie să cumpărați un obiect nou pentru asta. Și eu consider că este foarte important încă de menționat faptul că noi, ca fotografi, avem menirea pe acest pământ să transmitem mesaje și emoții spectatorilor noștri. Și o fotografie este una autentică și, într-adevăr, vă transmite mesaje și emoții profunde unui spectator numai atunci când ea va avea la bază stările noastre sufletești. Și dacă sunteți acum în perioada în care lucrați pentru portofoliul vostru, uitați-vă adânc în suflet. Vedeți ce simțiți acolo și, în baza stărilor și trăirilor voastre, deja selectați un subiect al fotografiei voastre, creați un mood board și foc la ghete. Haideți să creăm frumos pentru portofoliul nostru, în general, nu numai pentru portofoliu, pentru întreaga lume. Dragii mei, asta este ceea ce am vrut să vă povestesc astăzi. Sper din suflet că ați găsit acest video foarte informativ și de mare ajutor în procesul vostru de lucru și vreau să vă mulțumesc că ați rezistat până la final, că ați fost astăzi aici pentru mine, pentru că acest video este creat astăzi aici pentru tine. Vă mulțumesc tare mult, vă îmbrățișez, până data viitoare!